Potrivit specialiștilor, catedrala a fost renovată fără să fie respectate normele în cazul monumentelor istorice. Este vorba și prin instalarea ferestrelor termopan, uși. Ușile termopan de la Catedrala Sfinților Împărați Constantin și Elena din Bălți sunt instalate acum vreo 12 ani. Unde au fost ochiul atât de bine și clar văzător a acestor servicii, care le pare lor că țin mâna pe pulsul, restaurării clădirilor de valoare istorică. Urmărim scopul de a păstra căldura, care costă foarte scump. Reprezentanții agenției au cerut ca edificiul să fie readus la starea sa inițială. Lambriurile să fie scoase, termopanul să fie scos și respectiv porțile autentice, da, istorice, să fie montate la loc. Și locuitorii din Bălți sunt de acord că reparația catedralei nu a fost făcută cum trebuie. Totuși, unii dintre ei cred că episcopul este cel care are dreptul să decida. Este preșințitul, el și găsește de cuvință ceea ce faci. Noi suntem ucenici în casa Domnului. Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena a fost construită între anii 1924 și 1934 de Visarion Puiu, primul episcop al eparhiei Hotinului, cu reședința la Bălți.